Maramureșenii așteaptă cu nerăbdare finalizarea lucrărilor la aeroportul internațional Baia Mare, dar nu sunt singurii. Investitorii străini așteaptă și ei de redeschiderea unității, iar unii vor și terenuri în zona respectivă. După fabrica de componente de avioane de la Dumbrăvița, care a achiziționat o parcelă în urmă cu câteva luni, acum doi investitori germani sunt interesați de teren. Unul vrea 2 hectare, iar unul 4. Una va lucra pe robotică și a doua, pe cele 4 hectare, va fi cu poduri rulante și din astea de, să zicem, infrastructură industrială. Pe cele 2 hectare vor să facă 150 de locuri de muncă în primii 2 ani, pe cele 4 hectare vor să facă 200 de locuri de muncă în primii 2 ani. Prima investiție va fi de 30 de milioane de euro pe 2 hectare, a doua investiție va fi de 60 de milioane de euro. Și o firmă din Danemarca vrea teren în zona aeroportului. Aici e vorba de 100 de milioane de euro, 400 de locuri de muncă, profil medical. Și solicită, doamne, solicită mână de lucru feminină, proteze la UPU, la urgențe, tot felul de sonde. 90% din personalul de care are nevoie firma daneză trebuie să fie feminin în zona aeroportului.